Investițiile continuă în județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers pe șantierul DJ600A, cuprins între DJ561A Plopi și DN6 Balota, unde au început lucrările de modernizare în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare de peste 48.000 de lei, implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Este o lucrare pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a făcut eforturi de-a lungul timpului pentru a primi finanțare, dar iată că lucrurile merg în direcția bună și lucrările au început. Din discuțiile avute cu echipa de implementare și cu cei doi constructori care au câștigat licitația, sunt șanse mari ca lucrările să se finalizeze până la sfârșitul anului 2023. Astăzi am venit pe șantierul drumului județean, care pleacă din dealul Balota, mai precis de la intersecția cu drumul național și ajunge până aproape de satul Plopi din comuna Târmna. Vorbim de un drum județean în lungime de 19,3 km, DJ606A, drum care nu a fost niciodată asfaltat. Și am venit pe acest șantier pentru că în urmă cu câteva zile am dat startul investiției pe acest drum. Era un drum important pentru mai multe sate care nu aveau accesul către Severin asfaltat, nici pe drumul comunal și nici pe drumul județean. Este o ultimă investiție pe care noi o facem pe fostul program operațional regional 2014-2020. Trebuie să terminăm această investiție până la sfârșitul anului și am convingerea, bazându-mă și pe angajamentul colegilor mei din echipa de implementare, dar și pe angajamentul celor doi constructori care lucrează pe acest drum, că până la sfârșitul anului lucrarea în sine va fi terminată. Vorbim despre un drum care nu a fost niciodată asfaltat. Se află pe teritoriul administrativ al comunelor Tâmna, Livezile, Hinova, Prunișor și Șimian. Asigură accesul către aerodromul Drobeta și satele Izvorălu de Jos și Izvorălu. Totodată permite legături cu satele Gârnița, Mijarca, Arvătești și Manu. Este deosebit de importantă această investiție. Practic a mers pe acest drum județean care leagă vârful dealului Balota de comuna Băcleș încă din anul 2006, se împlinesc astăzi 17 ani de când nu am auzit decât promisiuni. A venit vremea să vedem fapte și țin să mulțumesc în mod deosebit domnului președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu, care a crezut în mine și în acest proiect al meu de a amenaja un aerodrom aici în zona orașului Turnul Severin, la noi în județ, de a-l dezvolta pentru a aduce în viitor și la noi în județ aviația mare, de a amenaja în viitor un aeroport pentru locuitorii județului Mehedinți. După finalizarea lucrărilor, locuitorii din Dumbrava, Plop și Băcleș vor putea scurta mult traseul dintre Drobeta, Turnul Severin și casele lor în condiții foarte bune. Foarte mult mulțumesc. Foarte. Să treci 100 de ani, 1000 de ani trăiți, familie cu toți. Care ați făcut așa ceva, vă spun. Foarte bun, foarte bun. La cum a arătat, trebuia făcut. Mai ales pe porțiunea asta de sat pe aici, da, se, aici se va era... schimba foarte mult. Că... Mă, ce că face ceva frumos. În afară de asfalt, da. O să fie și accesul la proprietate, da. O să fie și da. Trotuar într-o parte, da. Și în alta, și o să fie și pistă de bicicletă. Da. Pe lângă platforma de rulare se vor realiza legături cu drumurile laterale, șansuri betonate și rigole carosabile. Se vor face trotuare și piste de biciclete pe o distanță de aproape 2 km, accese la proprietăți și se va monta parapet pe o distanță de 2,4 km, acolo unde structura drumului necesită acest lucru. Investițiile continuă în județul Mehedinți. De-a lungul anilor au fost realizate multiple proiecte menite să ducă la dezvoltarea județului nostru.